Suntem la 5-lea sau 6-lea curs pe care o facem ultimul an. Tura Bucureștiului gay din perioada comunistă. Spun Bucureștiului gay pentru că știm puțină și foarte puțină despre lumea femeilor gay. Și pentru că socializarea segmentul ăsta era diferită, deci ne vom concentra din motive obioase, în principal pe experiență la parte din bărbații gay în perioada comunistă. Și facem asta de un număr de ani pentru că încercăm să aducem la suprafață memoria unor locuri, memoria unor personaje, memoria unor întâmplări care ne-au configurat istoria comunității astea, care e puțin și foarte puțin cunoscută. Și ăsta e unul dintre șansele noastre de a arăta cu degetul la tot soiul de locuri și de a încerca să introducem în discuție nume și întâmplări cu miză. Eu sunt Florin Bucuceanu de la Accept, partenerul meu mă va completa Victor Ciobotaru când ult sau spun prostii. Voi interveni dacă va fi cazul sau dacă voi avea, nu știu, istorii extracte care mi le aduc aminte de la diversele întâlniri pe care le-am mai avut. De regulă făceam turul ăsta cu Dominic Brezianu, care este un salonim supraviețuitor al epocii comuniste. A trecut prin momente atroce, ca tânăr a fost arestat pe baza precursorului articolul 200 din codul penal, articolul 134, care ne trimitea la închisoare pe perioadă diferită. La un moment dat, în anii 50, exista și un vârf de 10 ani de închisoare pentru cei care erau implicați în relații de tip homosexual. Dominic, din păcate, din fericire pentru el, se sărbătorește la împlinirea frumoasei vârste de 79 de anișori. Și un motiv glorios pentru care l-am lăsat în pace astăzi. Am ales acest loc de întâlnire și pentru că e cumva începutul unui traseu inițiatic care nu știm când a fost configurat în realitate, în ce perioadă, pentru că are o istorie mai veche de anii 50 și are mult de a face cu Gara de Nord. Așa era un loc în care se strângea multă lume, fie că plecau, fie că veneau către București. Și asta presupunea un loc al forfotei în care tu, ca persoană gay, te puteai strecura mai mult sau mai puțin anonim. Suntem practic la doi pași de gară și traseul pe care îl parcurgem și care are cam o oră jumate la pas, e un traseu incomplet, e un traseu pe care îl foloseau mulți dintre cei care erau interesați de cruising sau de socializare cu alte persoane din comunitatea noastră și era unul lesnicios. Plecând de la gară, mergând către Calea Victoriei, avea deja la mai puțin de 5 minute două cinematografe, dintre care doar unul este în picioare. Celălalt se afla pe locul unde este sunt corporațiile cu pricina, cinema feroviar. Până acum câțiva ani puteați să mai vedeți ruinele. Era un cinematograf imens care avea un colț pe ambele laturi, deci și pe zona asta și pe locul se cheamă strada Bucur. Deci Calea Griviței cu Buzești. Strada Buzești, mersi. Înseamnă un bucureștean la fața locului. Și primul cinematograf pe care îl vom întâlni în calea noastră și el pe ducă. Intrând într-un birou la înălțime, în acel building, puteam să văd cum arată cinematograful de sus.
și am avut așa un soi de primă radiografie, o mică topografie a locului. Zic să o luăm așa la pas și ne îndreptăm către zona de cinematografie.